Văd că respectați regulile și de circulație. Vă oferim această floare din partea poliției rutiere. Vă urăm să nu aveți niciodată evenimente rutiere și o primăvară frumoasă. Vă urăm la mulți ani și fără evenimente rutiere. Mulțumim să fiți sănătoasă și numai bine. Mulțumesc, la fel. Cu ocazia zilei internaționale. Nu știți ce v-a spus eu noi acasă. Vă mulțumesc din suflet. Să fiți sănătoasă și să nu fiți implicată niciodată în... Te dea Dumnezeu serviciu și o să nu fie ușor. De câteva zeci de ori s-a purtat astăzi acest dialog între polițiștii de la circulație și șoferițele care au fost astăzi în trafic pe arterele din Baia Mare. Este o tradiție deja ca de ziua femeii oamenii legii să facă acest gest. Și, deși au fost foarte vizibile florile în mâinile polițiștilor, pe doamne și domnișoare tot le-au luat transpirațiile reci când au fost fluierate autoritar și trase pe dreapta. Pentru că nu e mașina mea și început să mă gândesc unde au pus actele. E mașina lui cumnata mea și mă gândesc unde sunt actele ca să le scot, dar e ok. Oricum sunt toate în regulă. Înțeles, este prima floare de astăzi? Da. V-au speriat, domnii? Un picuț, da. Ați încălcat vreo regulă de circulație sau pur și simplu uniforma? Nu, pur și simplu uniformă. Nu m-am speriat, sunt doar emoționată. Așa în general sau când sunteți la volan? Nu, la volan. La volan, puțin. Ce părere aveți despre acțiunea celor de la poliția rutieră? Este o acțiune benefică și o acțiune pentru vizibilitatea poliției române, care trebuie să fie mai des. Am organizat o acțiune preventivă, cu scop preventiv, și le-am urat un sincer la mulți ani din partea poliției române să aibă grijă atât în calitate de conducător auto, cât și în calitate de pietoni. În prima fază au fost puțin emoționate, surprinse, după care au fost încântate și mulțumite că au plecat cu o floare din partea poliției române și nu cu o sancțiune contravențională. Ne bucurăm că până la urmă am reușit să lăsăm o impresie bună fața doamnelor și să le urăm drumuri bune.